Bună ziua! Sfârșit de an agitat pe scena politică. PSD a anunțat că ia în calcul o ordonanță de urgență pe codurile penale, în timp ce opoziția vrea înlocuirea actualului guvern printr-o moțiune de cenzură. Voi discuta toate aceste aspecte astăzi la Puterea Știrilor, alături de invitatul meu, avocat și senator PNL, domnul Daniel Fenechiu. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din nou. Domnule Fenechiu, cât de necesară este acum o ordonanță de urgență pe codurile penale anunțată de domnul Liviu Dragnea și doamna Viorica Dăncilă? Așa cum știți și dumneavoastră, știu și telespectatorii dumneavoastră, știu toți românii care sunt preocupați de fenomen, ordonanța de urgență trebuie dată într-o împrejurare care nu necesită amânare, trebuie să reglementeze ceva, care dacă n-ar fi reglementat, s-ar întâmpla niște consecințe. Doamna Dăncilă ne-a spus ieri la ieșirea din ședința de guvernire sau la tăieri, că guvernul pe care îl conduce onor domnia sa își dorește să ia partea găsită constituțională din coduri, să o transpună într-o ordonanță sau în două, fie una pentru ambele coduri, fie una pentru codul penal și alta pentru codul procedură penală, și în această manieră să le aducă în vigoare, însă a fost cuvântul chiar să promulge, deși nu știa dumneavoastră că ordonanța nu se promulgă, să le aducă în vigoare cât mai rapid. Asta ne-a spus doamna Dăncilă. Explicația domniei sale, pornind de la rațiunea că de vreme ce o parte din lege a fost găsită constituțională, ea ar trebui să genereze efecte. Restul corpului celor două acte normative, urmând să fie discutate în procedură parlamentară și în momentul când vor fi adoptate, să fie adoptate și să intre în vigoare în varianta clasică, prin lege. Acum, nu vreau să intru într-o discuție teoretică, stereotipă. S-a discutat pe tema asta, a ieșit și fostul președinte al curții, a ieșit și judecătorul Dănileț, care au explicat, domnule, există o decizie a curții, nu foarte veche, care spune că nu poți să te suprapui pe procedura legiferării. Adică nu poți, la mijlocul procesului de legiferare, să extragi din actul normativ care se dezbate o anumită parte, da? Să o codifici sub forma unei ordonanțe, să continui dezbaterile. Avem o decizie a Curții Constituționale despre care s-a vorbit, care a fost dată pe un conflict. Curtea, la data respectivă, parcă în 2010, parcă, Curtea, constatând că există un conflict între executiv și legislativ, tocmai pe o ordonanță similară dată pe legea educației care era în discuție la momentul respectiv. Acum, asta fiind partea, să zic așa, de practică constituțională, eu aș veni la lucruri mai pragmatice și mai de interes. Nu există nicio urgență să vii cu acele modificări. Care este urgența până la urmă? Pentru români. Însă pentru Liviu Dragnea și pentru clica lui există o urgență. Pentru că eu cred, și vorbesc cu titlul personal, nu vorbesc în numele partidului în acest moment, eu cred că Liviu Dragnea a înțeles, cred că i-a explicat consultanții, cred că i-a explicat Tăriceanu, cred că i-a explicat și în jurul lui, că e greuț să dai fără să îți asumi niște consecințe extraordinare pentru România și pentru tine ca partid o amnistie și o grațiere. Și atunci au creat o strategie alternativă. O strategie alternativă prin care ei încearcă să obțină mare parte din efectele unei amnistii și grațieri prin norme juridice disparate care să aibă același efect. Și atunci vii cu protocoalele. Da? Așteptăm decizia curții. Nu s-a pronunțat, era amânat-o cu două zile. Legea protocolelor spunând că orice persoană poate să se adreseze instanței de judecată care în momentul în care constată că s-au folosit mijloace nelegale obținute în bază de protocol, va rejudeca respectivul dosar. În această situație se găsesc toate dosarele în care au existat interceptări de orice gen, telefonice, ambientale și așa mai departe, da? Care la data respectivă erau făcute de către SRI. Mai mult, există deciziile curții care spun că până în 2016 ele au fost constituționale. Și a schimbat curtea practica, le-a declarat neconstituționale textele care reglementau povestea asta. Și acum a venit această chestie cu protocoalele, text expres,
persoanele nemulțumite se adresează instanței, instanțele fac verificări, dacă parchetul confirmă că s-au folosit probe obținute în baza protocolului, în momentul respectiv se rejudecă speța. Da? Sunt foarte mulți care sunt în fază de fază finală de judecată, în recursuri, în apeluri, sau chiar în căi extraordinare, care s-au sustras și care sunt plecați din țară și nu au venit motivările, vorbesc de Udrea Jebica, care, fără îndoială, vor fi readuși în situația de rejudecare a situației lor, în contextul în care se apropie momentul prescrierii faptelor. Da? Dar asta e unul. Lucru numărul 2. Deci primul e problema protocolului. Lucru numărul 2. Mare parte din clica lui Liviu Dragnea este afectată de abuzul în serviciu. În spatele a ce a spus doamna Dăncilă și ce a vehiculat PSD-ul, că trebuie să luăm partea bună din legislația care a fost găsită constituțională de CCR, cu siguranță se va regăsi și reglementarea abuzului în serviciu. Cu decizia curții aia de 2 ani de zile, pe care n-au reușit ei, că au vrut să o dea cu ordonanța 13 și așa mai departe. Deci, în ordonanța care vor să o dea, vor să bage o șopârlă care să mai rezolve o parte din probleme. Da? Separat de povestea asta, scandalul cu completele de 5. Da? Am care, văzut, s-au tot care mai rezolvă o parte din problemă. Și prin urmare, au venit cu o serie de presiune apusă pe tot ceea ce înseamnă în momentul de față structură organizată din justiție. Atacul la președintele în altei curți, atacul la procurorul general, destituirea procurorului șef DNA, revocarea procurorului șef DNA, neprelungirea mandatului fostului șef DICOT, schimbarea echipelor pe care le-au avut în jur. Toate lucrurile astea creează un ansamblu de măsuri care pot fi mult mai eficiente, mai utile pentru Liviu Dragnea decât amnistia și grațierea. Deci spuneți că practic această ordonanță l-ar ajuta pe Liviu Dragnea să... Cu siguranță în ordonanța aia veți găsi o șopârlă. Da? Îmi place să spun șopârlă. Da? O chestie care nu se găsește în acele texte. Și va veni Dragnea să ne spună, sau Dăncilă, sau Toader, dom'le, dar stai puțin, s-a pronunțat curtea de 2 ani de zile pe abuz, pe abuz în serviciu, că nu e bine reglementat. Ei bine, uite, acum o reglementăm. Prin ordonanță. Se publică și a scăpat Dragnea de dosar. Au scăpat și alții de dosar. Pentru că nu e Liviu Dragnea singur în situația respectivă. Abuzul în serviciu este o infracțiune, ne spunea DNA-ul. Erau vreo 3.000 de dosare în cercetare. Da? Nu e foarte puțin, cu prejudicii destul de serioase. Dar ce efecte poate produce această ordonanță pentru România, pentru români în general? În momentul de față, atacul coaliției PSD-AL de la justiție este o chestiune pe care nu mai poate nimeni să o conteste. Indiferent că este din zona de dreapta sau din zona de stânga, că este din zona puterii sau este din zona opoziției. Până și ei de la putere știu foarte clar că și o spun, șansa lor este să termine sistemul creat de Băsescu, moștenit de Iohannis, da? Deci, practic, ei politizează, abordează politic acest atac la sistem, interesul lor, nefiind un interes care să coincidă cu interesul cetățeanului, ci fiind un interes cât se poate de partinic, cât se poate de personal și cât se poate de pragmatic. Să o rezolvăm acum, să nu depindem de alții. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, se întâmplă un lucru foarte interesant. Toate modificările astea vizează doar sfera penală. Penalele sunt 10, 12, 15% din dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Nu discutăm despre dosarele civile, despre un cetățean căruia s-a încălcat hotarul, despre un cetățean căruia casa de pensie a calculat greșit pensia, despre un cetățean care a fost concediat, despre un cetățean care are un litigiu de orice gen și care au ajuns să facă din dosarul respectiv, da, o istorie a vieții lor. Dosare care durează 6 ani, 7 ani, 8 ani de zile, da, cu proceduri de regularizare de un an de zile, cu căi de atac care sunt puse pe ordinea instanțelor după luni sau după ani de zile, da. Deci pe noi nu ne interesează justiția în ansamblu, ne interesează justiția penală, iar din justiția penală ne interesează doar că am fablat la Alexandrescu, că vreme gaitate, nu pentru căței, doar ceea ce ne interesează pe noi. Adică corupția, evaziunea fiscală, abuzul în serviciu, infracțiunile de serviciu și, evident, acte de clemență dacă cumva vreunul din gașca noastră, da, a călcat pe lături și a făcut un alt tip de infracțiune. Da? Deci, e cât se poate de evident acest lucru. Și vreau să fac o precizare. N-aș vrea să se înțeleagă, eu fiind și avocat, că sistemul pe care îl avem astăzi e perfect. N-aș vrea să se înțeleagă
că până astăzi lucrurile au funcționat impecabil, că n-au fost abuzuri, că n-au fost erori și că n-au fost lucruri să vrească corectate. Dar este o mare diferență în momentul în care vrei să corectezi lucruri fără presiune, da? Cum s-ar spune, pe constatare, unde constați că nu merg anumite lucruri, să faci o analiză, un studiu de impact, să vii să corectezi. Și alta, când trebuie să faci corecturi legale ca să-ți salvezi liderii politici. Deci asta este marea problemă. Ăsta e și motivul pentru care am generat această ostilitate la nivel european. Pentru că în orice inițiativă care vizează anumite modificări ale legislației penale, că vorbim de legislația substanțială sau că vorbim de legislația procedurală, da? Nu știu cum se face, că foarte multe îi sunt favorabile. Lui Dragnea, lui Tăriceanu, lui Vâlcov, lui Rădulescu, lui Drăghici, n-are importanță. Și aș putea să vă dau foarte multe nume. Da? Ori simplu fapt că inițiativa vine de la ei sau de la prietenii lui politici, subalterni de ai lor, e greu să explici Europei că, în esență, pe tine te interesează milioanele de români și nu tu care ești un beneficiar direct. Că nimeni nu poate să nege abuzuri, da? Nu poți să vii astăzi să spui că la Ploiești, unitatea de elită, n-a creat niște abuzuri, da? Sau la Iași, sau că la DNA București n-au fost probleme, sau chiar și la DICOT, că n-au fost hotărâri care s-au dat greșit, da? Că nu s-au făcut destul de multe lucruri care nu s-au făcut așa cum trebuiau făcute. Însă dacă le analizezi cu bună credință și nu după persoana care a fost în procedura respectivă VIP sau, mă rog, personaj central, atunci e una. În momentul în care le analizezi după persoana care a fost acolo, în momentul ăla devine deja o modificare făcută în interesul personal al cuiva. Și asta nu poate fi acceptat în plan european. Eu, de exemplu, nu plâng pe Köveşi, da? Nu plâng. Chiar dacă maniera de înlocuire, de revocare, ea a fost o manieră discutabilă. Decizia curții, mă rog, decizia curții respectă. Faptul că nu sunt eu foarte satisfăcut de ea, nu înseamnă că eu am obligatoriu de dreptate. Însă, deci, repet, nu plâng. Însă, nu pot să nu constat că chiar dacă ai putea la un moment dat să găsești o serie de argumente pentru schimbarea lui Köveşi, lucrurile nu se opresc aici. Oamenii ăștia vor să schimbe tot ceea ce în justiție le-a creat probleme. Inclusiv ce le-a creat probleme cu respectarea legii. Asta e lucru dramatic. Pentru că schimbi un șef de parchet nu e o problemă. Dar în momentul în care promovezi oameni care vin din capul locului cu declarații că vreau să schimb nu doar stilul de lucru, ci și abordarea, că vreau să schimb echipa, că vreau să nu știu mai ce, ei, în momentul ăla este cât se poate de evidentă intenția. Iar în momentul când atacul este întâmplat, se întâmplă la toate palierele. Atac șefa în alte curți, atac tot șefii parchetelor, da? Adică, practic, tot ceea ce nu stă în pixul ministrului să fie numiți, e clar ce urmăresc. Coroborat cu ce vor să miște legislația penală, e clar că pregătesc o amnistie și o grațiere mascată prin alte mijloace procedurale, prin alt tip de abordare, prin legi care să relaxeze pedepse și termene de prescripție, prin legi care să schimbe conținutul normativ al infracțiunii, adică la data era infracțiune, astăzi introducem o condiție pentru ca chestia aia să nu mai fie infracțiune, băgăm un prag la abuzul în serviciu, da? Peste problema lui Dragnea, da? Sau la evaziunea fiscală venim cu poezii cu care se vehiculează astăzi că dacă dau înapoi 120% din suma evazionată, nu-i pedepsim, da? În contextul în care în țara asta avem situații în care oameni care au fost condamnați pentru infracțiuni de natură economică sau cu consecințe economice și care au generat prejudicii de 2, 3, 5, 10 milioane au primit pedepse de 2 ani de zile. O plun sau 10 luni în pușcărie și au plecat acasă rămânând cu banii? Da. Am văzut că schimbări s-au produs astăzi și la CSM. Doamna Lia Savone este noul președinte al CSM-ului. CSM este un organism cu o importanță majoră în buna funcționare a justiției din România. Este practic garantul independenței justiției. Eu cred că e firesc ca un judecător ales membru al CSM-ului să poată beneficia de drepturile și remediile pe care le conferă, pe de o parte, această calitate, pe de altă parte, legea privind organizarea CSM-ului.
Personal o cunosc pe doamna Savonea, este un judecător extrem de respectat, în breasla judecătorilor. Știu că există o mare... Se spune că este o apropiată a Partidului Social Democrat. Nu cred că doamna Savone este o apropiată a Partidului Social Democrat. Eu știu de vremea când era președinte la sectorul 6, am prins o președintă la o secție a tribunalului, am prins-o și la Curtea de Apel. Tot timpul Savonea mi-a lăsat impresia unui judecător extrem de bine pregătit și care dădea soluții extrem de bune. Acum, că în intimitatea ei o avea simpatii social-democrate, nu-i treaba mea. O să vedem. Atâta vreme cât își face treaba, nu-i fac un proces de intenție și nici nu vreau să mă plasez în categoria celor care din capul locului dau un verdict fără să vadă ce face Savonea. Oricum s-a spus până astăzi că Savonea conduce CSM-ul, nu? Păi da, caz a fost aleasă, măcar am rezolvat problema, e pe față, nu? Pe de altă parte, așa cum spuneam și la începutul discuției, Partidul Național Liberal, opoziția, pregătește o moțiune de cenzură. Astăzi chiar a fost depusă. Cum vedeți dumneavoastră? Cum este scorul? Ce șanse îi dați acestei moțiuni? Păi vorbeam chiar înainte de emisiune, că ai nevoie de 233 de voturi și moțiunea e semnată 263. Deci îți mai trebuie 60 de persoane care să introducă bilele albul alb și negru la negru, da? Procedural. Cum văd? E o întrebare foarte complicată, cum văd. Ca parlamentar de opoziție și ca persoană care în general îmi place să și spun lucrurile cum le cred, nu cum îmi spune X, Y, partidul sau alte lucruri, eu cred că acest guvern ar trebui să plece. Dar nu de-aia ar trebui să plece pentru că e guvern PSD. Că PSD-ul a câștigat alegerile. Ar trebui să plece pentru că e un guvern format din persoane incompetente și care au alte priorități decât prioritățile României și ne-a demonstrat acest lucru. Avem un prim-ministru care are mari probleme de exprimare, da? Care face de râs practic statul român în momentul în care reprezintă, care nu e altceva decât un interpus al lui Liviu Dragnea și un om care, în opinia mea, nu poate conduce guvernul. Avem un guvern format dintr-o serie de persoane incompetente, da? Care e al treilea guvern la aceleași majorități, care a schimbat nu știu câte zeci de miniștri, da? Astăzi s-a produs o rotire și au fost aduși alții, care nu cred că sunt mai buni ca precedenții. Cred că marea majoritate, da, nu s-ar putea califica să fie administratori la firmelor personale. Da? Cred că pe alea le-ar băga în faliment. Dar minte să administreze România. Și atunci, e cât se poate pentru că acest guvern trebuie să plece. Între ce ar trebui să se întâmple și ce se întâmplă, există o mare diferență între realitatea logică și realitatea politică. Diferența majoră este matematica parlamentară. Iar matematica parlamentară nu ajută foarte mult moțiunea. Pentru că atâta vreme cât PNL, USR și PMP, plus rebelii din jurul lui Victor Ponta, plus câțiva deputați de la Grupul Minorităților Naționale, sunt iată 163-170, da? Îți mai trebuie încă 60 de voturi, pe care trebuie să le obții de undeva. UDMR-ul, dacă vine lângă tine, ți-aduce 30 de voturi. N-ai rezolvat problema. Hai să încercăm trebuie de la PSD. Absolut. Deci acolo miza, da? UDMR-ul parcă ți-aduce 20 și parcă sunt 18 cu 10, 28 sau 29, da? Deci nu ți-ajung. S-a speculat foarte mult pe tema rebelilor din PSD. PSD este un partid sub presiune. Pentru că în Partidul Social Democrat sunt foarte mulți oameni de bună calitate care nu sunt de acord cu ceea ce face Liviu Dragnea. Însă, în momentul ăsta abordarea este politică. Până zilele trecute, PSD-ului s-a vândut marota că guvernul lor va fi dat jos, evident cu ajutorul rebelilor lor, și la guvernare va veni un guvern al dreptei, un guvern al opoziției. Între timp, și colegii mei de opoziție au realizat că e cam greu să le explici la ea să voteze cu tine și ulterior să vii tu la guvernare în locul lor, da? Și au mutat într-o oarecare măsură argumentația și obiectivele, strict pe demisia guvernului, demiterea actualului guvern și chiar pe posibilitatea menținerii guvern PSD, dar format din oameni serioși, format din oameni care să nu facă de râs România. PSD-ul având, repet, resursa umană necesară. Nu știu cu siguranță care este conținutul negocierilor care au fost purtate, pentru că la nivelul PNL-ului, de exemplu, a fost o echipă de negocieri formată din Raluca Turcan, Victor Paul Dobre, Iulian Dumitrescu și parcă Florin Roman. Parcă. Eu ne fi membru al biroului executiv, n-am participat la ședința de ieri, puteam să vin ca invitat, dar nu am participat.
Și, prin urmare, nu știu dacă s-au concretizat, mă rog, urmarea tatonărilor și zisurilor făcute, acele, mă rog, să spun lianturi, care să ne aducă un număr de voturi. Dar nu... cu DMR-ul? Cu DMR-ul au existat discuții și discuțiile cu DMR-ul sunt constante, pentru că foarte mulți din reprezentanții Partidului Național Liberal au o istorie relațională veche cu DMR-ul. Unii dintre ei chiar din perioada anterioară să fie parlamentari și în DMR, pentru că sunt deputați ai Partidului Național Liberal din Bihor, de exemplu. Cornel Popa e prieten cu senatorii și deputații din Bihor. Din Cluj, din Covasna, din Mureș, da? Deci oamenii ăia se întâlnesc, se știu de foarte multă vreme, da? Deci o relație personală există. Însă Partidul Național Liberal s-a situat în această legislatură, cel puțin, de foarte multe ori împotriva multor inițiative ale UDMR-ului. Poate vă amintiți, cu liceul de la Târgu Mureș, cu niște praguri pentru dizea limbii maghiare, iar această situare a Partidului Național Liberal, pe care eu consider firească, pentru că nu putem negocia caracterul național unitar al statului și nici deciderile justiției, a fost percepută într-o anumită manieră de UDMR, da? În contextul în care PSD-ul i-a sprijinit. PSD-ul a fost alături de ei și i-a ajutat în anumite... realizarea anumitor aspirații, da? Ori, prin această comparație, PNL-ul n-a ieșit extrem de bine, iar relația dintre UDMR și PSD s-a cimentat. Nu vă închipuiți că relația aia este o relație frățească antică. Nu, e o relație frățească contemporană. Frate, frate, dar pâine pe bani. Astăzi, de exemplu, UDMR-ul nu le-a oferit majoritatea PSD-ului să treacă în legea pensiilor. Ceea ce nu înseamnă că e o fractură acolo, ceea ce înseamnă că UDMR-ul le-a arătat pisica și urmează o negociere foarte dură în care îi vor cere lui Dragnea o serie de lucruri. Părerea mea este că singura variantă ca UDMR-ul să vină în tabăra noastră este ca Dragnea să nu le poată satisface un minim de solicitări UDMR-ului. Altminteri, eu nu văd UDMR-ul trecând în zona opoziției, nici faptul că UDMR-ul face parte din PP și, mă rog, ca familie politică, firesc ar fi să fie în zona asta, nici faptul că UDMR-ul este la fel de conștient ca noi că PSD-ul administrează și guvernează prost România, nefiind un motiv suficient, în contextul în care ei își ating obiective secvențiale importante pentru existența UDMR-ului ca partid reprezentativ al unității maghiare. Atâta timp cât există probleme pe care UDMR-ul le poate specula, UDMR-ul există, da? Și UDMR-ul are tot interesul ca lucrurile să continue în maniera asta. Dar așa cum stau lucrurile astăzi și cum le vedem, pe o scară de la 1 la 10, cam pe ce loc credeți că va trece această moțiune? Ce șanse? Mi-e greu să vă spun, eu nu-i dau foarte multe șanse astăzi, sincer, dar repet, n-am niște informații, pentru că dacă în zona discuțiilor, care nu se fac ale efectualele presei și despre care nu se vorbește. Pentru că se plângea și Victor Ponta, că n-am avut discuții cu PNL-ul, că nu-l vreau pe Orban. Spunea și UDMR-ul că nu au avut loc discuții. Eu vă confirm că au avut loc discuții, da? Dacă în aceste discuții a fost implicat și președintele și președintele a dat garanții PSD-ului în legătură cu niște lucruri pe care puciștii, să le spun așa, și le doresc, da? Eu cred că existența acestor garanții crește, practic, șansele moțiunii. Dar întotdeauna când faci o moțiune și când vrei să schimbi un guvern, da, trebuie să spui ce urmează să pui în loc. Și aici e o problemă foarte important. Vă întreb așa, eu ca reprezentant al Partidului Național Liberal, dacă votez și să zicem că se cristalizează o majoritate de fapt, care duce la schimbarea, la căderea guvernului Dăncilă, și președintele Iohannis numește peste 5 zile ca prim-ministru pe un reprezentant agreat de PNL și USR. Da? Dumneavoastră credeți că are vreo șansă să treacă existând această majoritate peste de ale? Sau credeți că a doua oară mai ai credibilitate față de oamenii aia care te-au ajutat să treci moțiunea în contextul în care le-ai promis altceva, că păstrezi guvernarea PSD? Bun, mergem mai departe. A doua ipoteză. Numește un reprezentant al PSD-ului, mă rog, acceptat de puciști și care să poată să creeze concordie în PSD. Nu știu, Crețu,
nu știu, contează mai puțin cine, da? Un PSD-ist mai recunoscut, care să aibă și votul lui Ponta și nu știu ce. Poate Partidul Național Liberal să voteze acel guvern? Vă întreb. Mai greu. Cum mă duc eu la liberalii mei din Bacău să le spun, băi, știți, bun, ei nu vor înțelege. Dacă s-ar fi discutat la momentul, la nivelul ăsta, domnule, uite că e problema. PSD-ul a câștigat alegerile, da? Matematic au majoritatea, împreună cu ALDE, da? Ne-am dorit să-i dăm jos, pentru că noi credem că nu au cele mai, nu au soluții mai bune ca noi, da? Însă, între răul absolut, care este duetul Dragnea-Dăncilă, și un rău mai mic, care însemna un guvern format din cât de cât profesioniști, care în anul în care deținem președinția Consiliului European, nu ne face de râs. Care să fie mai predictibil, care să fie mai europeni, care să fie mai nu știu mai cum, da? Am optat pentru această variantă. Și atunci, informăm românii, le spunem și liberalilor noștri, le spunem și USR-ul la ei lor. Măi, uite, am făcut o înțelegere cu, nu știu, un număr de 30, 40, 50 de PSD-și care înțeleg că e o problemă. Noi îi ajutăm pe ei ca PSD-ul să devină un partid democratic. Lucrurile putem să arate cu totul altfel, da? Pentru că politica, în ultimă instanță, este o abilitate de a transforma anumite lucruri în oportunități sau anumite oportunități în realități. În contextul în care obiectivul meu este să scap de guvernul Dragnea-Dăncilă, trebuie să știu ce pun în loc. Și dacă vreau să pun guvernul opoziției, îmi dau seama că e foarte greu. Dacă vreau să ajut PSD-ul să vină cu niște oameni care să nu ne facă de râs, da? Cred că aș avea șanse mai mari. Cred că aș putea fi predictibil, cred că aș putea să explic și electoratului meu de ce fac treaba asta, iar eu să mă pregătesc pentru europarlamentare, să mă pregătesc pentru prezidențiale și pentru alegerile de peste 2 ani de zile, când venind cu un program economic și sancționând și ce a făcut Dragnea și ce vor face cei care vin după el, da? Aș avea o șansă foarte bună să obțin votul și eventual să fiu validat de populație, de cetățenii cu drept de vot, ca o alternativă votată. Aș vrea să discutăm puțin și pe marginea... Da, aș vrea să discutăm puțin și pe marginea amânării în cazul Tăriceanu, da? Senatul a stabilit că va supune la vot ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu abia peste 10 zile. De ce s-a ajuns la această amânare? Deci, în primul rând, regulamentul Senatului este un regulament care nu este chiar atât de riguros ca cel al Camerei Deputaților, da? Și datorită faptului că la Camera Deputaților Zgonea chiar a fost preocupat de procedură și alte lucruri. Cine își mai amintește de Zgonea? Regulamentul Senatului prevede că după primirea dosarului ajunge la Comisia Judică, care îi face o primă verificare, după care propune un calendar de 14 zile biroului permanent. Biroul permanent stabilește o grămadă de lucruri. Practic, biroul permanent e cel care poate hotărâ orice. Da? Termenul de 14 zile, fiind un termen atât de recomandat. Dosarul a fost înregistrat la Senat, a venit la Comisia Juridică, noi am trimis o propunere de calendar. Mai mult, Călin Popescu-Tăriceanu și-a dorit să fie audiat. A venit și l-am audiat. Ne-a spus care e punctul domniei sale de vedere și evident că ne așteptam ca să fie pusă pe ordinea de zi. Din păcate, biroul permanent al Senatului, dominat majoritar de PSD, de PSD singur, în Camera Deputaților PSD, știți, sunt 70 din 138, deci au majoritate singuri, fără ALDE, fără BNR, și în Comisia Juridică sunt 6 din 11, deci au majoritate absolută. Deci Partidul Social Democrat a luat decizia ca să amâne aprobarea calendarului. Fără calendar, el nu putea intra în plen. Ulterior, când a fost aprobat calendarul și în ședința de acum o săptămână, săptămâna trecută, s-a venit cu niște cereri ale unor senatori care au invocat faptul că își doresc să vadă dosarul ca să voteze cunoștință de cauză. A existat un vot în care majoritatea Tăvălug a amânat cu o săptămână, făcând o adresă către biroul permanent, cu recomandare să se aprobe vederea acestor dosare. Acestui dosar, mă rog, mai multor volume din dosarul respectiv. Între timp, au mai venit alte persoane care au făcut cereri ca să vadă dosarul. Și biroul permanent al Senatului a hotărât să acord un termen de 10 zile, motiv pentru care în ședința de ieri, da, s-a amânat procedura cu 10 zile, pentru ca niște senatori, da, din Partidul Social Democrat să mai studieze să dosarul. Studia dosarul. În esență, este vorba de o tergiversare evidentă, da? Pentru că cei care au avut să vadă dosarul, unul, puteau să-l vadă perioada când dosarul a fost la studiu, 14 zile, puteau beneficia
inclusiv de asistența colegilor juriști care și-au suit într-un dosar, că un dosar care are 20 ceva de mii de pagini și vreo 70 de volume, e cam greu și să-l aranjezi așa într-un anumit ordine să știi ce unde să cauți. Trebuie să pune și problema. Ce să caute un nejurist într-un dosar în contextul în care regulamentul spune clar votul de baza raportului Comisiei Juridice, care fiecare grup parlamentar are un reprezentant acolo. Deci eu n-am niciun dubiu că este un șantaj pe care PSD-ul practică la Tăriceanu. Tăriceanu și-a dorit ca dosarul să intre în procedură parlamentară, pentru că știa că o asemenea solicitare din partea DNA-ului nu va primi undă verde de la majoritate și își dorea să termine cât mai repede. PSD-ul s-a gândit, noi avem de rezolvat probleme cu grațierea și amnistia în formă mascată sau nu, avem de rezolvat probleme cu protocoale, avem de rezolvat probleme cu bugetul, avem de rezolvat diverse probleme și mai simplu să-l ținem pe domnul Tăriceanu agățat, ca tot timpul să se gândească că dacă noi ne gândim puțin, lucrurile ar putea să-i facă bine. Și atunci, PSD-ul care urmărește și să blocheze o anumită capitalizare electorală, de care Tăriceanu s-a bucurat, ne place, nu ne place, omul nu stă foarte rău în sondaje, da? Și atunci, tot timpul e peste Dragnea, chestia asta pe Dragnea la macină. Și atunci ia să-l facem pe Tăriceanu într-o situație în care el, ca președintele Senatului, manipulează, face diverse lucruri, ca să-l decredibilizăm și să-l mai scădem puțin. Pentru că pe noi PSD nu ne interesează Tăriceanu. Ne interesează majoritatea PSD-ALDE, în special la Camera Deputaților, și ne interesează să-l punem pe Tăriceanu în banca lui. Adică să nu mai aibă el foarte multe veleități. Asta face PSD-ul, joacă, e posibil dar să amâne. Dar credeți că se va mai amâna? Asta e posibil să fie, haideți să vă spun, s-a amânat în ședință, deci în ședința de săptămâna trecută s-a amânat 10 zile. 10 zile calculate de marți înseamnă vinerea viitoare, da? Vinerea viitoare, probabil că vă închipuiți, senatorii pleacă acasă. Nu crezi dumneavoastră că va veni cineva ca să analizeze, să discute, să dezbată, așa, da? Ori, mă deci tem mergem că, până în 2019. Păi, mă tem că de Crăciun nu o să fim chemați la Senat ca să votăm povestea Tăriceanu, da? Și senzația mea este că se dorește și mai mult se dau elemente. Și asta amânare de 10 zile, puteți da o săptămână, ca marțea viitoare, miercurea viitoare, să-l dezbați, să dai raport la Comisia Juridică, să intre pe plen. Nu, aceste 10 zile înseamnă cât se poate de clar, îl ducem pe la anul. Deci, practic, spuneți că Dragnea îl ține în șah pe Tăriceanu pentru a-și rezolva... N-am niciun dubiu. Mai mult, Tăriceanu, atât în fața Comisiei Juridice, cât și de câte ori a avut ocazia, și-a dorit ca, și firesc și-a dorit, ca dosarul lui să fie dezbătut, să se dea o soluție de către Senat. Evident, știind că soluția nu poate fi decât pozitivă pentru el. Dar și-a dorit să rezolve mai repede, nu să fie amânată la nesfârșit. Domnule Fenechiu, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumim!